A murit unul dintre cei mai cunoscuți scriitori. Este vorba despre scriitorul bosniac Dzevad Karahasan, unul dintre cei mai mari din țara sa, a decedat, a anunțat editura Suhrkamp. Karahasan avea 70 de ani. Marele romancer și eseist Dzevad Karahasan s-a născut la 26 ianuarie 1953 în Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, care în acea perioadă făcea parte din fosta Iugoslavie. Fiu de părinți musulmani, el a studiat literatura și teatrul la Sarajevo și Zagreb. Capitala Bosniei avea să devină centrul vieții sale. El a descris odată Sarajevo drept orașul destinului său, în 1992, la destrămarea Iugoslaviei. El a rezistat în orașul asediat Sarajevo timp de aproximativ un an până când a reușit să scape. Scriitorul a acceptat rolul de lector și profesor invitat în Germania și Austria. Din 1996 până în 2003 a fost scriitor rezident în Graz. În ultimii ani a făcut naveta între Sarajevo și orașul austriac, multe dintre cărțile sale au fost traduse în engleză. Câteva dintre romanele și eseurile sale vorbesc despre fosta civilizație islamică din Bosnia și nu numai. Karahasan a fost recompensat cu numeroase premii, inclusiv premiul cărții pentru înțelegere europeană al orașului Leipzig în 2004 și premiul Goethe al orașului Frankfurt în 2020. Este considerat unul dintre cei mai importanți scriitori contemporani care au dat voce țării sale Bosnia și Herțegovina. Cu istoria sa complexă.